Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un om de afaceri din Rusia. Asta este un titlu înșelător, să știți, dat de colegii din toată presa. Dar titlul ăsta este: un om de afaceri din Rusia pune la bătaie $1,000,000 pentru arestarea președintelui Vladimir Putin. Cam puțin. Păi, poate putem vorbi despre asta. Dar e înșelător pentru că zice un om de afaceri din Rusia. Este un om de afaceri din Rusia în sensul că el s-a născut în Rusia. Uh-huh. Și e adevărat că a devenit multimilionar prin anii 90. A făcut prima bancă de asta cu convertibilitate, cu nu știu ce, nu mă pricep prea bine, pe vremea lui Yeltsin. A fost cu Yeltsin în America, s-a întâlnit cu președintele Bush și el și după aia a rămas acolo. Deci nu i-a făcut singur, practic, banii. În Rusia nu faci niciodată bani. Asta singur. Mă gândeam. Nu faci cu tovarășii. Și a rămas acolo. Deci este un om de afaceri născut în Rusia, dar acum este prin America. Însă ideea mi se pare interesantă și merită dezbătută. Cred că e ceva valoare în această idee. Deci domnul, cum îl cheamă? Konanikin. Alex. Da? Zi Alex. Alex. Deci domnul Alex. Konanikin. Konanikin. Da, mă rog. Așa. Și-a anunțat recompensa într-o postare pe Facebook-ul lor, nu știu ce. Promit să plătesc $1,000,000 ofițerilor care, respectându-și datoria constituțională, îl arestează pe Putin ca și criminal de război, în conformitate cu legile ruse și internaționale, a scris el. Acum, după părerea mea, asta cu respectându-și datoria în conformitate cu legile, putem să nu fim chiar de stricți aici. Adică poate să, nu, poate să fie și neconformitate cu legile internaționale, știi? Adică să nu fie politically corect, 100%. Da, poate să-l și înjure dacă îl arestează. Nicio problemă. Asta nu mai de vedere. Să nu-i pună capul, da. Să nu-i pună palma pe cap când îl bagă în mașină, știi? Să se dea cu capul, da. Puțin. Nu, n-am o problemă cu asta. Dacă vor să facă asta, e opțional, ok, în aceiași bani, e în regulă. Dar $1,000,000 mi se pare puțin. Adică mi se pare un bun început, aș zice. Mai ales că vorbim de cel puțin doi ofițeri. Că cel e plural acolo, deci da. Minimum doi oameni o să împartă bani. Măcar doi ofițeri. Eu cred că dacă cineva are curaj acolo, ceilalți se alătură gratis. Da. Dacă... Da, nu s-ar putea alătura și alții, adică am putea să facem un teledon. Ai dați un SMS 2 euro pentru arestare, nu știu ce. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.